Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, vă oferă rubrica Meteo. La noapte vremea va fi rece. Astfel, temperaturile minime se vor încadra între minus 12 și 1 grad, cu valori mai mici în depresiunile Carpaților Orientali, până spre minus 18 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Moldova și sudul Banatului, cu viteze în general cuprinse între 40 și 50 de km pe oră. Mâine, în regiunile sudice și în zonele de presionare, va fi ceața asociată cu depunere de chiciură. În rest, cerul va fi temporar noros. Vor fi precipitații slabe sub formă de ninsoare în Maramureș, Crișana și pe alocuri în Moldova, mixte în Banat și pe arii restrânse în Transilvania. Temperaturile maxime vor fi de la minus 5 grade în zonele cu nebulozitate persistentă din sud-vestul Munteniei și estul Transilvaniei și 7 grade izolat în dealurile subcarpatice ale Moldovei, Munteniei și în Dobrogea. La culturile cerealiere se va semnala repausul biologic în cea mai mare parte a regiunilor agricole, iar în zonele de câmpie, datorită regimului termic mediu din aer și sol mai ridicat decât în mod obișnuit, vor fi posibile reluări lente și temporare ale proceselor vegetative la cerealierele de toamnă. În semănăturile efectuate în epoca optimă, viabilitatea nodului de înfrățire nu va fi afectată de scăderea temperaturilor minime negative din aer și din sol. Îndeosebi, pe terenurile unde plantele vor fi protejate de existența stratului de zăpadă. Orzul și grâul de toamnă vor înregistra fazele de răsărire, formarea frunzei a treia și înfrățire, starea de vegetație fiind bună și medie, respectiv medie și slabă în semănăturile tardive. În sudul, sud-estul și estul țării, rapița înființată în epoca optimă se va afla la înfrunzire, uniformitatea și vigurozitatea culturilor menținându-și în general starea bună și medie, respectiv medie și slabă pe suprafețele unde s-a produs deprecierea aparatului foliar în zilele geroase din intervalele precedente. În toate plantațiile, pomii fructiferi și vița de vie își vor continua repausul vegetativ, speciile pe ansamblu fiind bine adaptate la condițiile de iernare. Controlul biologic sistematic pentru determinarea viabilității plantelor la culturile de toamnă, precum și a mugurilor de rod la pomii fructiferi și vița de vie, efectuarea lucrărilor de întreținere în plantațiile pomicole și viticole, aplicarea tratamentelor fitosanitare la culturile de câmp, transportul îngrășămintelor organice în câmp. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, v-a oferit rubrica Meteo.